Deținătorul a 8 titluri mondiale și 10 europene, Marian Drăgulescu a fost desemnat în anul 2017 cel mai valoros gimnast român. În urma unor tulburări de ritm cardiac, sportivul a suferit o intervenție chirurgicală în urmă cu o lună și jumătate. Deși a respectat toate protocoalele și a trecut testele, inclusiv cel al Institutului de Medicină Sportivă, Marian Drăgulescu nu este lăsat să concureze la Glasgow. În ciuda avizului apt pentru efort eliberat de medicii cardiologi, federația nu vrea să-și asume riscul. Olimpicul este dispus să concureze pe propria semnătură, chiar dacă a fost dat afară din lotul național. Marian Drăgulescu a anunțat că va protesta în fața Ministerului Tineretului și Sportului. Gimnastul român își va expune pe trotuar tricolorul presărat cu cupele și medaliile obținute pentru România.